Pitbull! Pădurea, un loc ostil plin de viețuitoare sălbatice. Frățică i-a adus pe loseri într-o expediție în sălbăticie ca să le arate câteva tehnici esențiale de supraviețuire. Nu vă supărați! Ce căutăm aici? I-am adus în pădure, bă, frazelă, în natură! Așa, ca să ce? Nu este striptease, nu sunt mall-uri, nu este niciun club, ce e aici? Băi, minimi! Te-am adus aici să te învăț să supraviețuiești, băi, Handy! Că vine sfârșitul lumii 2012 și noi o să fim singurii supraviețuitori! Da, știu să supraviețuiesc, că eu mă uit la Discovery! Ha, ce naiv ești, tinere! Bine că dacii au avut Discovery, nu? N-au avut! Bă, ceacănăule, aici e adevărata viață, mă! Na, bine, și ce m-am învățat? Lecția numărul 1 a supraviețuitorului! Focul! Ce foc? Te învăț să faci focul, bă! Cum am învățat eu în legiunea străină, bă! Am fost campion păsat, el a făcut foc! Minunat! Ce știi tu, bă? Nici Chuck Norris nu face focul ca mine, bă! No, facem foc sau... Fii atent, copile! Iei un lemn lung... Aha! Îl pui aici... Și rotești cu palmele până să faci un pic de jar. Aha! Așa făceau indienii, bă! Foarte interesant! Bă, te uiți, bă? Da, mă uit! No! Și acum trebuie să sufli! Aha! Și sufli! Sufli, da! Sufli! Dar nu se aprinde. Normal nu se aprinde, dacă stai ca mutu blendi acolo și te uiți. Ungure, hai mă cu plămânul ăla și sufla aici, că eu am amețit deja. Mai tare! Auziți, da, de ce ne chinuim? Că am eu o sculă aici. Ce sculă ai tu, bă? Amna ce? Cremene. Ha, cremene, poți să-l bazi de dormeze, bă. Aici, în pădure, nu-i bun de nimic. Fii atent, copile! Acum te învăț să faci o capcană! Ca să ce? Ca să prizi animale, bă! Murim de foame, trebuie să băgăm ceva la maț ca să supraviețuim! Aha! No, uite, asta e o capcană ce-am învățat-o eu în legiunea străină, bă! Am fost campion păsat la capcane, bă! Super! No, fii atent! Pui cutia asta așa și pui un lemn! Așa! Și înăuntru... Pui o slănină, pac, vine iepurele, pac, o mâncat, pac, l-ai prins. Da, iepurele, mâncă slănină? Fai, ce mă disperă ăștia, bă, dar nu mai pune atâtea întrebări, mă. Fii atent aici. Dar nu poate să iasă din cutie după aia. No, păi cutia asta, îi de fier, mă, tu știi ce grea e, mă. Și uite, punem și un bolovan pe ea. Și încape un iepure acolo. Sigur, păi da, uite, e foarte spațios aici. Da! Ajutor! Ajutor! Da! Hopa! Coptile, hai repede să vezi! Ce? Urme de animale, bă! Uaa! Ce urme îs? De urs! Hai să le urmărim! Hopa! Stai! Fii antenă! Ce? Balegă de urs! Îi proaspătă! Îi pe aproape! Nenea, da, igienic ce faceți acolo? Nu vii scârbă! No! Asta-i balegă bio, mă! Direct din pădure! E așa de curată că poți face pălincă din ea! Am învățat eu în legiunea străină, mă! Uitați încă o urmă! Opa! Păstrează-ți calmul! Să nu te apuce bățul că speriem ursul! Și-am rupt-o în fericire! Uitați acolo! Dic ursul! Ungure! Bă, dar nici în pădure nu mă lăsați! Iai! Cum ziceți? Balegă bio, ha? Hai mă odată! Nenea, am găsit eu ursul! Unde mă? Uitați aici! Ăsta-i ursul! Ăsta-i unguru, bă! S-o deghizat în urs! Precis? Da, îl cunosc de la o poștă! Hai, ungure, dă jos șapca, mă! Dă-mă jos urechile alea, mă! Dă-mă jos, mă! Dar vedeți că ăsta cam mormăie, poate nu e unguru! Da, de unde e? Așa râgâie unguru după ce bea bere! Nenea, da... Hai, mă, dă jos șapca! Da, nenea, unguru e aici, în spate!
Ioi! Hopa! Dați-vă înapoi! Ce, te bați cu el? Da, ia plic o ciobăiască, băi, cum am învățat eu în legiunea străină! Bă, ursache, vezi că eu m-am uitat la Karate Kid? Ni-ni-ni-ni-ni, câinele! Paf! Bang! Fugiți! A venit cu cașca! Fugiți! No, copile, cred că ți-ai învățat lecția! Ce? Să nu mănânc balegă de urs? În pădure să te ferești de animale, băi! Animalele sunt periculoase! Ursul? Hei, ursul ca ursul, dar să te ferească Dumnezeu să te întâlnești cu lupul! Lupul e periculos? Păi, te-ai sub la direcție, mă, dacă te vezi cu ăla! Mă bine, și acum? Te învăț să pescuiești, că totuși trebuie să mâncăm ceva! Apoi stăm de 3 ore aici și nu se întâmplă nimic! Băi, 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 la pescuit trebuie să ai răbdare, băi! Când eram eu în legiunea străină, o trebuit să prindem un pește foarte mare. Peștele cergă. De lână? Nu, mă, pește cergă. Ăla-i cergă. Bine că ești tu de ăștia, băi, mini tehnicus. În fine, no. Și era așa de mare cât balta, mă. Capul era aci și coda la 3 km, mă. Înota numai cât un pic, atâta un metru. Față-spate, față-spate. Și l-ați prins? Băi, stai să-ți povestesc. Coptile, am luat un cârlig de macara, am pus porcul în el și am lansat. Am legat lanțurile de niște plopi și am așteptat să muște. Și? O mușcat? Fai, coptile, după 2 minute, uite așa băteau plopii. Da, nu vă cred. No, dacă-ți spun, eu fost campion pe sate la pescuit, mă. Hopa, ia că trage! Este, mâncăm! Oh, hai că e mare, l-am prins pe tata lor! Este! Wow, ce fain! Un șlap răpitor! Pe ăsta mâncăm 2 zile! Băi, nu vă mai chinuiți că am găsit eu un pește, faceți cunoștință! Nu de ăsta de pe variantă, băi, ghițăl! Stați că am eu o idee! Poftim, pește! Este! Ne-o să-l luat coptilul! Hai, băgați! Mă, dar de unde ai făcut un roz de atâta pește? Apoi l-am adus de acasă! Noroc că stăm aproape, că dacă stau după voi, putem muri de foame! Bă, copile, de când îți place ție așa mult peștele? Păi am auzit că după pește puța crește! Nene, nene, m-am întâlnit cu lupul! Unde, mă, fugi acolo, mă! Nu, hai să-l vedeți că-i prietenos! Ha, lupul rednic! Bă, data aviatoare, ok? Ok!